Bine v-am regăsit și la mulți ani! Întâi de toate, echipa Ora de Sibiu vă urează să aveți un an nou excelent, un 2020, așa cum vă doriți. Noi începem o nouă ediție, o nouă serie de interviuri pe față. De această dată suntem la Mediaș, al doilea municipiu, Cămărime, din județul Sibiu. Stăm de vorbă, desigur, cu primarul Mediașului, cu domnul Gheorghe Roman, acum alături de noi. Bună ziua, vă mulțumesc pentru că ne-ați onorat cu prezența și că iată avem ocazia să deschidem această serie de evenimente, de interviuri împreună. Bună ziua, bine ați venit la Mediaș. Mă bucură faptul că presa sibiană începe să fie interesată de municipiul Mediaș. Cred că sunteți primul trus de presă, să spun așa, care este interesat de ceea ce se întâmplă în orașul nostru. Desigur, sunt multe subiectele și de interes. Chiar mă gândeam înainte să ajungem la dumneavoastră cu ce ar fi oportun să începem discuția. Cumva toate întrebările și ale cetățenilor care au ajuns la noi și ale noastre, desigur, cred că duc cumva în zona centurii ocolitoare. Așa că mi se pare într-un fel sau altul de bun augur să începem cu asta, pentru că, așa cum am zis, e un an nou, o nouă guvernare. Ați început și noi discuții în sensul acesta? Sigur, la Mediaș există o adevărată poveste legată de centura ocolitoare orașului. Din păcate, au fost foarte multe vorbe. Dacă vă amintiți, în urmă cu aproximativ un an de zile, la Sibiu, în sediu PSD, se vorbea că deja se scoate la licitație centura ocolitoare a orașului, că nu mai durează mult și încep lucrările. Știam la acea vreme că studiile de fezabilitate sunt învechite și, în ceea ce mă privește, pot să vă spun că aveam mari semne de întrebare asupra realizării acestui obiectiv extrem de important al orașului. Odată cu schimbarea guvernării, împreună cu doamna vicepremier Raluca Turcan, am fost la ministrul transporturilor Lucian Bode, cu care am fost și coleg în Parlamentul României două mandate și am vrut să le întreb care este situația reală și ce putem să facem. Răspunsul a fost unul cât se poate de clar și anume acela că așa cum stăteau lucrurile, nu se putea duce la bun sfârșit un astfel de obiectiv, deși noi medeșenii ne-l dorim de foarte mulți ani. Și atunci am convenit ca în proiectul de buget și apoi în bugetul pe anul 2020 să fie prinse fonduri pentru actualizarea studiului de fezabilitate. Acest lucru s-a întâmplat și, practic, nu facem altceva decât să facem acei pași extrem de firești pentru realizarea acestui obiectiv. Un studiu de fezabilitate probabil durează între 6 luni și un an de zile. Dacă în acest an se actualizează studiul de fezabilitate, putem să ne gândim că anul viitor ar putea să fie scoasă la licitație această investiție, care cu siguranță va însemna și proiectare împreună cu execuție. E nevoie de o simplă actualizare sau practic să reia totul de la zero? Pentru că știm cu toții proiectul, da, e împărțit cumva în mai multe etape. Da, deci vreau să știți că, da. Ne gândim ca durată. Asta e. Pe mine m-a surprins faptul că, deși se vorbea de construirea centurii ocolitoare, niciun reprezentant al Ministerului, al Guvernului nu a venit la Mediaș. Nu neapărat să mă întrebe pe mine despre traseul centurii ocolitoare, dar măcar să-i întrebe pe colegii mei de la Direcția Patrimoniu, de la Direcția Arhitecție. Era, în opinia mea, puțin probabil că acest obiectiv al orașului să se realizeze. În momentul de față, în urma discuțiilor pe care am avut la minister, eu cred că după ce se va câștiga studiul de fezabilitate, cei care îl vor câștiga vor veni și la Mediaș să discutăm împreună cam care ar fi proiectul care se poate și realiza. Pentru că pare un proiect destul de greoi cel care a fost prezentat și noi avem mari semne de întrebare că așa cum este el acum s-ar putea duce la bun sfârșit. Apropo de etape, știu că partea acestui proiect este și construirea unui pod peste calea ferată, mai sunt și altele. Cel puțin unul, deci trebuie două poduri structuri peste calea ferată, pe Târnavă. Este mult prea greoi acest proiect pentru a putea să fie dus la bun sfârșit. Știm foarte bine că atunci când vorbim de Târnavă, trebuie automat să ne gândim la tot felul de avize de la Apele Române.
care o avize care se obțin destul de greu în situația actuală. Așa că opinia mea este aceea de a invita pe cei care câștigă licitația să vină aici. Sunt sigur că împreună cu colegii mei vom găsi și alt traseu pentru, de fapt nu e o centură ocolitoare, e un drum ocolitor al DN14. Pentru a ocoli orașul ar fi destul de greu. Deci un drum care să ne facă în așa fel încât ca traficul în oraș să se desfășoare mult mai bine. Eu spun că dacă guvernarea se menține așa cum este ea, putem noi medieșenii să sperăm la o centură ocolitoare sau la o variantă ocolitoare a drumului național 14. Altfel, neavând informația, aș putea să cred că vom fi păcăliți ca și până acum. Dincolo de acest proiect, cu siguranță vorbim și de altele, la ce ne putem raporta, mai ales pentru acest an, când vine vorba de infrastructură? Care sigur sunt că prioritățile? Vreau să știți că încă de la începutul preluării mandatului, împreună cu colegii mei, cu care eu cred că am început să formez o echipă foarte bună, am înțeles că Mediașul putem să-l dezvoltăm doar dacă accesăm fonduri extrabugetare. Cu ceea ce se colectează din taxe și impozite locale, este puțin probabil să putem să dezvoltăm orașul. Astfel că ne-am apucat de lucru și pot să fac cunoscut faptul că în momentul de față am semnat sau urmează să semnăm, spun eu încă în aproximativ o lună și jumătate, proiecte de aproximativ 140 de milioane de euro. Asta înseamnă o refacere a tot ceea ce înseamnă canalizare, menajeră și apă, rețele de apă în Mediaș, acolo unde acestea nu au fost înlocuite, dar și în nordul județului. De asemenea, avem obiective precum reabilitarea unor drumuri precum Mediaș-Igiș, reabilitarea unor clădiri, centre multifuncționale, blocuri de locuințe sociale și acum am câștigat, sau mai bine spus, am fost băgați în seamă de către guvern și în ceea ce privește construcția de locuințe ANL. Astfel că în următorii 3-4 ani de zile, Mediașul și zona de nord ar putea să se dezvolte foarte bine pe fondurile europene pe care și sigur că guvernamentale pe care le-am atras și pe care urmează să le atragem. Dacă ne raportăm la alte străzi, la sistemul de canalizare, la cele conducte despre care ați povestit, îmi vin minte și chiar o să le și citesc, am primit și noi câteva întrebări de la cetățeni, da. Câteva întrebări multe am văzut în sensul ăsta despre strada Feleac, că în urmă cu 2 ani au fost puse conducte de apă, da. Dar cumva situația a rămas la fel. Nu este așa, deci la întâlnire probabil sunt și eu oameni care, sigur, cunosc foarte bine strada Feleac, este în cartierul Gura Câmpului, uh-huh. În cartierul Gura Câmpului am trăit, acolo am fost la grădiniță, deci știu cartierul foarte bine. Cred că persoana care a scris nu a participat la întâlnirile, nu a participat la întâlnirile pe care le-am organizat regulat în zonă. La întâlnirile respective stabilesc cu oamenii prezenți și subliniez cu oamenii prezenți prioritățile zonei. Tuturor le-am spus că nu putem să ducem la bun sfârșit un proiect într-un an de zile. Astfel că le facem pe etape. Despre strada Feleac pot să vă spun că în momentul de față ne pregătim și așteptăm să vină primăvara pentru a veni cu o ultimă etapă și aceea de refacere a sistemului rutier și acolo unde mai este cazul a trotuarelor și a locurilor de parcare. Deci lucrările sunt în continuare, nu putem să mergem cu covor asfaltice pe o vreme ca asta, așa că așteptăm să vină condițiile meteo favorabile pentru a derola astfel de lucrări. Cam asta este în legătură cu strada Feleac. Ar fi nevoie de o schimbare la față, să zicem, a Mediașului, pentru că ați amintit și despre modernizări. Eu spun că a început această schimbare la fața Mediașului. Consider că în ultimii 3 ani de zile am făcut tot posibilul pentru ca drumurile în oraș să fie mult mai circulabile. Am efectuat lucrări mari de canalizare pluvială, lucrări care produc un disconfort extrem de mare, dar care sunt lucrări
importante. Vă puteți uita și în spatele primăriei, aici unde pare că suntem după război. Și aici am început un proiect, un proiect mare, dar acest proiect nu se referă doar la refacerea sistemului rutier. Aici vorbim de canalizare pluvială, modernizare de drum, amenajare trotuare, parcări și așa mai departe. Nu ne putem rezuma doar la turna covoare asfaltice. Alte modernizări, de exemplu, știu că au fost anunțate când vine vorba despre parcuri. La ce proiecte, care dintre ele vor fi reamenajate? Sigur, noi am început un program de parcuri, parcuri în cartiere și am observat că medieșenii care locuiesc, de exemplu, în cartierul Gura Câmpului, tot vorbim de cartierul Gura Câmpului, oamenii au primit foarte bine acele amenajarea acelor parcuri care sunt moderne, sunt în pas cu moda și astfel am început să extindem în mai multe zonele orașului. Acest program continuă și în anul 2020. Vom aborda încă de la începutul anului situația existentă în cartierul Vitromedelan, care este cel mai mare cartier din oraș, unde în opinia mea trăiesc aproximativ 15-20 de mii de locuitori. Parcul este mare, după ce încheiem lucrările acolo, vom veni și în alte cartiere, acolo unde în momentul de față încă se derulează anumite lucrări tot așa, de canalizare pluvială, modernizare drum. Nu putem să venim să amenajăm un parc în condițiile în care acolo lucrurile arată foarte prost în momentul de față din punct de vedere al infrastructurii. Dar după ce finalizăm aceste lucrări, dorința mea aceea de a veni și de a amenaja locuri de joacă pentru copii și sigur cât mai multe zone verzi. O altă întrebare cumva pe care am găsit-o ca fiind interesantă din partea oamenilor apropo de această schimbare la fața orașului, ar fi în ceea ce privește cablurile care atârnă pe stâlpi. Mă gândeam cumva și la noi, la Sibiu și la media și cumva peste tot se simte la un moment dat această nevoie și atunci există vreo intenție există de a face intenție. O astfel de schimbare? Deci există o astfel de intenție. Dacă vă uitați acolo unde modernizăm o anumită zonă, pe trotuare venim cu pavaj și nu cu asfalt. Asta este motivul principal pentru care venim cu pavaj. Este mult mai ușor să ridici acele pavele, să vii cu acea canalizație pentru rețele și apoi să refaci trotuarul așa, să-l aduci la forma inițială. Deci avem astfel de planuri, avem o gândire și în zilele următoare vom avea un subiect, o discuție pe această temă. Și aș vrea să mergem cu un cartier pilot în privința introducerii acestor cabluri în pământ și acel cartier va fi cartierul Vitrometan, pentru că este cel mai mare și ne propunem modernizarea în totalitate a cartierului Vitrometan, cunoscând care sunt problemele acolo. Apropo de anunțuri, știu că ați anunțat de curând și că o să fie un nou bazin, un bazin olimpic aici. Oare, nu știu dacă a creat cumva sau a ridicat un semn de întrebare, că au apărut și aici multe întrebări pe subiectul ăsta. Era nevoie? Mai sunt deja două, trei? Era o urgență? Care este situația? În urmă cu, cred că 10 ani de zile, cei care au condus orașul au făcut o solicitare la Compania Națională de Investiții pentru construirea unui astfel de bazin. Ca și centură ocolitoare, ca și căminul din satul aparținătorii Ghișul Nou, ca și în cazul blocurilor anele, aceste proiecte, din punctul meu de vedere, au fost lăsate în sertarele miniștrilor și uitate acolo. Noi nu facem altceva decât să începem să scoatem la iveală proiecte eligibile ale orașului, proiecte care, mă gândesc eu că politic nu au fost luate în considerare. Dar este nevoie de un bazin, de un astfel de bazin, pentru că acest bazin este gratis. Accesul la acest bazin este gratis, va fi gratis pentru toți copiii din oraș. Bazinele despre care vorbiți sunt private. Și este firesc ca persoanele care dețin astfel de imobile să perceapă o anumită taxă, pentru că altfel nu pot să funcționeze. Ei, bazinele pe care le derulează Compania Națională de Investiții te obligă
să le pui la dispoziția copiilor în mod gratuit. Și Mediaș are nevoie de, și de astfel de investiții. Așa cum avem nevoie și de ANL-uri și de terenuri de sport tip 1, tip 2, pentru care noi am depus proiecte. Unele se derulează direct prin Compania Națională de Investiții, altele tot prin Compania Națională de Investiții, dar mai întâi trebuie să obțin un aviz al Ministerului Educației Naționale. E nevoie de foarte multe. Acum, întrebarea era care ar fi ordinea priorităților, deci, dacă doamna, asta este extrem de urgentă. Noi le accesăm pe toate și vedem câte putem să câștigăm. Dar ce considerați că e prioritar, de fapt, pentru Mediaș? Păi e clar că cea mai mare prioritate a orașului reprezintă centura ocolitoare a orașului, pentru care ne batem toți. Eu nu pot să merg toată ziua să vorbesc de centură, așa cum au vorbit alții, pentru că ar părea că nu suntem serioși. Vreau să vorbesc despre centura ocolitoare a orașului mai mult atunci când știm, da, este finanțată proiectarea și execuția. A merge și a vorbi toată ziua de centura orașului ar părea că noi nu mai știm altceva. Ei, în același, în altă ordine de idei, continuăm lucrările la modernizarea străzilor, lucrări care sunt extrem de importante. Continuăm lucrările la amenajarea zonelor verzi, continuăm lucrările la amenajarea locurilor de joacă pentru copii. Eu n-aș putea să spun că obiectivele astea nu sunt importante. Medieșenii vor drumuri bune, așa cum vor, cred că, toți cetățenii țării, dar cred că în media și în ultimii ani se vede că am fost interesați de ceea ce își doresc oamenii. Ce mai vor oamenii, la fel ca în fiecare oraș, cred că sunt locuri de parcare, o zonă destul de dificilă. Din acest punct de vedere este și cea a spitalului. Așa există demersuri și în acest sens, apropo de altele. Deci vorbim amenajări de locurile de parcare, noi acolo unde mergem să modernizăm o zonă, venim și cu amenajarea. Vedeți că nu am scăpat niciodată din propozițiile pe care le-am spus, amenajarea locurilor de parcare. La întâlnirile pe care le organizez și cred că așa am în jur de 100 de întâlniri cu medieșenii pe an, primăvara și toamna. Că sunt, că nu sunt alegeri. Eu tot m-am întâlnit cu medieșenii. Și ca om care se întâlnește toată ziua cu oamenii din oraș, pot să zic că știu mai bine decât mulți alții care sunt prioritățile orașului. Și ăsta e motivul pentru care creăm locuri de parcare în cartiere. Puteți să mergeți, dacă doriți, și pe strada Feleac, despre care vă zicea persoana respectivă. Da, în zona spitalului, în urma unor discuții pe care le-am avut cu arhitectul șef al orașului, am ajuns la concluzia că ar trebui să găsim o variantă pentru o parcare supraetajată. Ținând cont că spațiul este foarte, foarte puțin generos acolo, ar fi singura variantă pe care o avem. Și la un moment dat va trebui să facem și pasul ăsta, ales că numărul de mașini este tot mai mare și atunci va trebui să luăm măsurile care se impun. Ați luat în calcul vreun termen pentru asta? Așa, pronostic? Ce pot să vă spun este că atunci când vom discuta despre proiectele multianuale, vom pune pe masă și această parcare. Nu vreau să spun că într-un an, 2-3, pentru că s-ar putea ca acel obiectiv să nu se finalizeze și atunci ce vă spun acum ar părea o minciună. Și nu, eu nu am obișnuința asta. Și despre buget puțin mai devreme, anul acesta e într-adevăr puțin mai mare. În ce direcție ar putea să meargă mai mulți bani? Adică cum putem sau veți profita practic de această creștere a bugetului? Da, este ușor mai mare bugetul față de anul trecut, mai ales că noi trebuie să ținem cont de faptul că, spre deosebire de anul trecut, guvernul în acest an suportă 50% din cheltuielile pentru persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora. Ori este un lucru extrem de mare, ținând cont că anul trecut toate cheltuielile au fost suportate de către administrația locală. Păi cum am gândit bugetul? Vă spuneam că am avut multe întâlniri într-un an de zile, am stat la masă cu colegii mei, ne-am uitat să vedem câți bănuți avem și cam care s-ar fi solicitările oamenilor. Sigur că nu putem să rezolvăm tot ce ne-am propus. La un moment dat, la final, așa când le-am cerut tuturor colegilor,
proiectele lor pe anul 2020 era mult mai mult decât ne permitea bugetul. Dar eu zic că oamenii din oraș vor vedea că se vor întâmpla foarte multe lucruri bune, astfel că vom aloca fonduri pentru a finaliza lucrările începute în urmă cu un an sau doi, a continua lucrările de refacere a sistemului rutier, aici mă refer la covoare asfaltice. Cam așa vorbim. Și sigur avem un club sportiv municipal aici, încet, încet echipa noastră de basket obține rezultate, bine, la un nivel mult mai scăzut decât al Sibiului în momentul de față, dar eu zic că e pe drumul cel bun și continui să susțin și echipa de basket și lotul de tenis de masă, avem acum și șah. Vedeți că banii se duc. Vis-a-vis de activități, la fel, se ridică o întrebare, cum ați categorisi? Știu că încă nu s-a anunțat agenda culturală. Unii spun că e un pic cam, nu neapărat scurtă, mică, nu știu cum să numim, destul de puțin pe plan de evenimente, pe plan de precreere, de ce nu, de distracție. Știți, aici pe tema asta cred că ar trebui să discutați cu directoarea noastră de la Direcția de Cultură pentru a vă prezenta mai detaliat agenda culturală. Dar știți, aici dacă organizezi prea multe evenimente, sunt așa zis și prieteni foarte atenți care îți spun că faci prea multe activități culturale. Dacă nu le faci, de ce le faci? Atunci încercăm să păstrăm un echilibru și să scoatem în evidență unele evenimente de care medieșenii se bucură. Și aici vreau să vă fac cunoscut faptul că organizăm un festival medieval pe care, din păcate, până acum nu am reușit să-l mediatizăm suficient de mult. De 3 ani de zile susținem financiar un festival al vinului. Pe zona de sport avem un concurs de biciclete la care participă 4-500 de sportivi, să spun așa, din țară și din străinătate. Și de curând în clubul sportiv municipal am inclus și clubul de automobilism din oraș și l-am prins și în etapele naționale. Practic anul acesta ar fi a doua etapă națională la Mediaș. Bine, pentru o ofertă de evenimente, alte evenimente, e important, clar, să luăm în sunt și alte evenimente publicul, care ce nu cere, sunt ce exact, dorește, exact. Acum, avem o colaborare, am început să legăm o colaborare cu Filarmonica din Sibiu, cu teatru din Sibiu. Deci sunt pași pe care sau legături pe care începem să le refacem după ce ele au fost rupte în urmă cu ani și ani. Cred că relația noastră cu Sibiu, cu Consiliul Județean, cu municipiul Sibiu, trebuie să fie una mult mai bună. Și ăsta e și motivul pentru care, la momentul potrivit, am acceptat să facem parte, chiar dacă poate Mediașul nu a avut beneficii foarte mari din Sibiu, regiune gastronomică europeană. Și chiar spunea președintele României la București, când a fost lansat acest program, că nu știe dacă atunci când era primar, nu știe dacă reușea să pună la masă persoanele care erau de față, pentru că aici sunt orgolii, știți? Și orgoliile, din păcate, fac altceva decât să strice anumite obiective benefice pentru comunitate. Eu nu am avut Bine, ambiții. Până la urmă ajungem la fel, la proiecte noi, la planuri, la investiții. Uite, apropo de asta, mă gândesc la care ar fi planurile pentru 2020, o rată de absorpție pentru fonduri europene, că am vorbit și de buget mai devreme. Trebuie să vă spun că săptămâna care s-a încheiat am primit un răspuns extrem de plăcut de la ADR Centru, da, Alba, în care am fost informați că Mediașul este luat în evaluare pentru drumul Ighișului, drum care înseamnă modernizarea drumului, canalizare, rigole și, nu în ultimul rând, pistă de biciclete. Vom merge mult începând din acest an în zonele în care venim cu covoare asfaltice și pe amenajarea pistelor de biciclete. Și avem chiar câteva trasee destul de frumoase în Mediaș care leagă Mediașul de localitățile din jur. Pentru că eu zic că dacă vin atât de mulți tineri și nu numai tineri la concursul de biciclete pe care îl organizăm, înseamnă că le place și traseul și se simt bine aici. De la an la an sunt tot mai mulți. Deci anul trecut
am înțeles că au fost aproape 500. Ori e mult, să știți, să îți vină din toată țara. Da, e nevoie de 500. Condiții deci, și mai bune, în primul rând. Ne îndreptăm atenția spre, spre a trage cât mai mulți bani. În primul rând, să începem să derulăm proiectele pe care le-am câștigat. Eu îmi doresc din tot sufletul ca anul ăsta parte din aceste proiecte să și înceapă. Mulți oameni cred că un proiect, dacă mâine ți se spune că l-ai câștigat, de poi mâine te și a pus de lucru sau că ai bani în buget sau undeva în cont și nu faci pentru că nu vrei. Ei, sunt niște pași destul de greoi și cei care nu știu, un proiect european în România, și zic în România pentru că la noi, din păcate, în loc să fii ajutat, ești destul de mult frânat, un proiect european mare, ca să-l duci de la A la Z, poate să te ducă 6-7 ani. Vedeți de ce insistau pe acea listă de priorități? Cam asta e. Ce-și dorește publicul, cetățeanul? În momentul în care am început să accesăm fonduri, am ținut cont de ceea ce-și doresc oamenii. Acum, noi mergem la întâlniri. Nu putem să-i aducem la întâlniri în stradă pe toți medeșenii și nu avem pârghii. Dacă doresc să vină, sunt bine primiți. Și sigur că stabilim anumite obiective de investiții în funcție de întâlnirile, în funcție de discuțiile pe care le avem la întâlnirile respective. O posibilă schimbare la față a mediacelui ai putea să implice cumva și discuții noi, o, nu știu, discuție pe masă cu alți investitori? E cineva interesat? O, da, la, de exemplu avem pe deci, dezvoltare economică. Sigur că da, în Mediaș, de acord, în Mediaș avem un teren în zona aviației, așa se numește, un teren pe care am început să-l scoatem la vânzare. Avem un investitor belgian care a cumpărat 3 hectare de pământ acolo. Urmează să, în acest an, din câte știu, începe construcția fabricii. Chiar săptămâna trecută am scos alte loturi de terenuri acolo și au fost deja investitori interesați în caietele de sarcini. Le-am cerut să vină și un plan de afaceri, un plan din care să rezulte modul în care arată halele, construcția în sine, dar și ceea ce au de gând în privința angajării de personal. Deci știți că în Mediaș nu există un șomaj care să ne alarmeze. Cei care doresc să muncească... General, Sibiu ține și Mediaș și implicit în asta. Noi nu putem să spunem că avem... Probabil au probleme cei care locuiesc poate mai mult în zona Moldovei decât la noi. Sunt locuri de muncă în oraș și cine chiar vrea să muncească are și unde. Sunt și cei pe care nu prea avem cum să-i ducem la lucru dacă nu-și doresc. Este alegerea lor. Oricum, eu n-am încurajat socialul. La Mediaș sunt în jur de 37 de persoane pe social. Așa că, dacă vă uitați așa la nivel de județ, cred că și comunele au mai mulți la social decât are Mediaș. Nu am fost de acord cu... deși așa în comunitate există încă acea gândire că, sigur... cei cu socialul sunt păstrați pentru a vota odată la 4 ani. Nu am mers pe o gândire ca asta, am 37, poate oscilează plus sau minus 1 într-un an de zile. Apropo de Belgia, de exemplu, dat, e un profil de activitate pentru acea fabrică? Da, deci oamenii în momentul de față au închiriat o hală pe platforma Automecanica. Din câte știu, ca obiect de activitate au să proiecteze și să ducă la bun sfârșit un proiect al unor remorci. Cum, unde le exportă, este o problemă strictă a firmei. Sunt și alte societăți care au cumpărat teren, care vor să-și mute activitatea acolo, care au început să se extindă. Cred că este loc în media și încă și pentru alte firme, dar noi suntem deschiși. Ați amintit și de sport mai devreme. Da, a zis de basket, eu acum mă raportez și la fotbal, pentru că Gazmetan trece printr-o perioadă mai bună. Ar putea să existe și o finanțare mai bună? Eu mă bucur că echipa de fotbal Gazmetan trece printr-o perioadă foarte bună. Am avut o întâlnire cu conducerea clubului și le-am spus că până nu vor ieși din insolvență, nu am cum să angajez fonduri bugetare
către club. În momentul în care dânșii vor ieși din insolvență, discuțiile vor sta altfel. Da. Ați văzut că sunt tot felul de semne de întrebare în legătură cu banii pe care administrațiile tocmai, locale da. Le alocă către cluburi private. Da? Deci dacă era un club al administrației locale, lucrurile erau mult mai simple, așa cum este Clubul Sportiv Municipal. Da, dar oamenii se așteaptă cumva la o susținere și din partea municipalității. Deci cu mare drag va fi o susținere, dar cum se spune, mingea este în terenul lor, trebuie să facă tot ce ține de ei pentru ca la un moment dat Clubul Gaz Metan să iasă din insolvență. Până atunci, nu știu dacă vreun coleg, consilier local responsabil a ridicat mâna să, pentru o anumită sumă de bani în direcția respectivă și nu știu dacă colegii mei din primărie ar semna. Eu nu pot să-mi bat joc de nimeni. Care mai e situația, apropo de nemulțumiri sau de alte întrebări? Mai există riscul de a pierde acel drept exclusiv de folosință a stadionului? Pentru că erau discuții atunci cu FC Hermannstadt, când nu li s-a dat voie celor de acolo să joace aici. Nu știu, este închiriat de către Transgaz. E o discuție între Transgaz, club, primăria n-are nicio legătură cu... Deși proprietar al terenului asta este primăria. Asta ținând cont că sunteți proprietar, primăria este... Da, deci noi ne-am judecat o perioadă cu clubul sportiv, nu, cu societatea Transgaz. Am pierdut, am mai plătit și cheltuieli de judecată, așa că am înțeles că acel teren este închiriat, așa cum spune legea, către Transgaz. Nu prea avem noi ce să spunem acolo, administrația locală. Deci, practic, nu ar exista riscul de pierdere exclusivă a acelei folosințe? Nu. Sau? Păi nici n-ai avea cum să schimb destinația unui teren care, din câte știu eu, e unul dintre cele mai bune din țară. E firesc să lași sportului. Nu știu dacă ar fi un... Ar trebui să fi, nu fi prea normal la cap să te apuci să lupți, să iei cuiva terenul ca să faci ce? Să crești porumb? A existat sau ce? Riscul, e clar. Cu mine nu există riscul ăsta. Okay. Eu îndrăgesc sportul, îl ajut sportul atât cât pot, dar sigur nu pot să trec peste niște granițe care înseamnă legalitate. Vis-a-vis de alte obiective, să zic, sau de alte construcții, știu că se vorbea, că tot povesteam și noi mai devreme, de evenimente, de alte proiecte, de un centru multifuncțional, educațional, chiar mai este, mai rămâne în picioare? Sigur că da. Odată cu amenajarea sau modernizarea drumului Ighișului, în același proiect, da, este prins și un amenajarea unei clădiri de la fosta aviație, iar destinația va fi aceasta. Într-un alt proiect pe fonduri europene, acolo am câștigat acum vreo 2 ani de zile, dar doar în acest an putem să scoatem la licitație, pentru că nu a existat finanțare. Avem iarăși undeva în zona Transgazului un teren unde vom construi un alt centru multifuncțional, un parc în față, deasupra clădirii, un teren de fotbal cu nocturnă. Deci cam așa arată proiectul și cu siguranță va prinde contur în perioada următoare. Practic un alt teren de fotbal? Deci de mini-fotbal, să nu, okay. să nu exagerăm. De asta zic atunci. Da, deci deasupra clădirii, gândiți-vă cum să faci chiar... Poate avea multe echipe. Da, nu. Deci, am încercat să fiu corect față de Clubul Sportiv Gaz Metan și să nu înființez la clubul primăriei, Clubul Sportiv Municipal, să nu înființez o echipă de fotbal. Pentru a nu se crea ideea evident, că există o competiție. Chiar nu ne putem permite, nu ne-am putea permite și nu-i cazul, pentru că avem o echipă Fanion, nu are rost să ne luptăm pe zona asta. Nu am venit cu disciplina fotbal pentru a nu ridica semne de întrebare. Este suficient ce avem și mă bucură faptul că merge bine Clubul Gaz Metan. Viitorul cumva sună bine. Ce ne puteți spune despre dumneavoastră din punct de vedere politic anul acesta? Acum vedeți că viața politică tot este cu suișuri și coborâșuri. Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu moțiunea de cenzură, dacă PSD-ul va depune moțiunea de cenzură, dacă nu. Vedem dacă vor fi 2 tururi sau 1 tur, în cazul în care cade guvernul, va rămâne 1 tur. Dacă sunt 2 tururi la alegerile locale,
Da, până atunci mai este. Haideți să vedem cu moțiunea. Mai este politic. Categorii, dar fiecare își organizează un pic proiectele, obiectivele, așa de da. Tot ce povesteam. La noi deci, discuția este să... Deci la noi discuția este ca undeva la jumătatea lunii februarie să spunem ce facem. Până atunci. Să ne facem treaba, să votăm bugetul orașului, să organizăm licitațiile așa cum prevede legislația. Iar în primăvară să începem munca. Și dacă colegii vor stabili și echipa de la Sibiu va fi de acord, vedem ce vom face. Voi candida, nu aveți voi candida. Susținere? Eu zic că este susținere, așa, părerea mea, da? Rămâne de văzut. Vă urăm un succes pe această cale și vă mulțumim mult încă o dată pentru că ne-ați onorat cu prezența. Vom noi la ne mediaș. Revedem data viitoare cu un nou invitat și, bineînțeles, noi teme de discuție aici la Interviuri pe Față.